resteu. Fiecare dintre cele două vergele din lemn sau din fier, cu ajutorul cărora se închid părțile laterale ale jugului după înjugarea vitelor, se numește resteu. După ce mireasa s-a dat jos din trăsură sau din carul în care a venit la casa mirelui, întâmpinată fiind de către socrii mari, părinții tânărului, scoate resteul de la boul din dreapta și l-aruncă peste cap, gestul său simbolizând că ea cunoaște rosturile gospodăriei în care va trăi de acum înainte și că nu se va mai întoarce curând la casa părintească. Pe două restee de lemn este adusă cârpa cu pene și ciucuri de către un băiețel de 10-12 ani în vederea schimbării pieptănăturii miresei, obicei care semnifică trecerea de la un statut social la altul. Se crede că atunci când se adună resteie în casă, găinile nu vor mai face ouă.